Hello și bine ați revenit la un nou clip pe canalul meu. Astăzi vom face ceva ce n-am mai făcut de multă vreme și anume un unboxing la cutia asta minunată de la Look Fantastic, care este cutia de septembrie și îmi pare rău că vine așa târziu cu ea, doar că ați văzut și voi cum am repus la punct cu clipurile și cât de târziu am revenit, pentru că știți deja motivul. Așa că m-am gândit că fiind și luna în care a fost ziua mea și fiind și totodată o lună destul de specială pentru mine datorită întâmplărilor cu admiterea, m-am gândit că ar fi păcat, mai ales că produsele din cutie recunosc că am tras cu ochiul, iar produsele din cutie sunt destul de interesante și chiar la unele dintre ele chiar nu mă așteptam, așa că am zis că e păcat. Chiar dacă poate unele din ele, sau în fine cutia în forma asta, poate nu mai e pe site decât, nu știu, încă câteva zile de aici încolo, dar sper eu să vă inspire măcar și să căutați în cazul în care vă plac de aici, să căutați pe site-ul lor, pentru că sunt sigură că se vând și separat. Astea fiind spuse, deschidem cutia The Birthday Box. Încă nu m-am lămurit dacă The Birthday Box arată așa pentru că știu ei data mea de naștere sau pentru că este și aniversarea lor în perioada asta, nu știu exact. Dar îmi place super mult și arată foarte fain așa, vedeți că auriu ăsta de aici, sper că prinde camera cât de cât, auriu ăsta e așa foarte lucios și are niște reflexii interesante, iar nuanța este una din nuanțele mele favorite și avem cutia care se deschide cu această cărticică. În sfârșit avem cărticică la loc în care putem vedea prețurile și produsele și ce face fiecare produs, pentru că recunosc că mi-a lipsit treaba asta atunci când povesteam despre ele, nu vedeam exact care este prețul full size și mă simțeam așa un pic ciudat. Însă, să nu uităm de mesajul pe care îl avem de fiecare dată în interiorul capacului și anume: Don't just count the years, make the years count. Traducerea ar fi ceva de genul nu număra doar anii, fă anii să conteze. Adică nu lăsa doar anii să treacă, fă-i să conteze. E un joc de cuvinte în engleză aici, însă e super, super fain mesajul ăsta. Și apoi să intrăm în cutia propriu-zisă, care arată cam așa, desfăcută. Și o să intru în primul produs, practic, pe care l-am sesizat aici și care este cutia cea mai mare, cam așa, de la brandul Brushworks, un roller din ăsta pentru masaj facial din jad. Spune aici că este răcoros la atingere, reduce apariția porilor, a tenului, să zic așa, mai obosit și totodată a ridurilor. La la la, spune ei că se poate folosi cu serumuri și creme. Hai să-l și vedem. Uite așa. Și are odată aici partea asta mai mare și aici o parte mai mică. Al meu a venit, din păcate, dezlipit la capete, dar cred că cu un pic de super glue rezolv problema, pentru că practic e doar suportul ăsta aici și nu afectează cu nimic. Da. Așa că, să vedem, eu nu am așa ceva, nu am avut până acum genul ăsta de roller. Să vedem cum funcționează, if it works. Și evident că este un produs full size, așa că să vedem și cât costă. Ei spun că este 10 lire, 9 lire 99 și spune că pentru a începe cu adevărat o rutină a tenului tău și a îngrijirii tenului, The Brushworks, brandul Brushworks, oferă acest roller facial care este exact ceea ce ai tu nevoie. Lucrează pentru a înlătura aspectul de pufoșitate a tenului, să zic așa, și tensiunea de la nivelul feței. Această unaltă este absolut grozavă pentru a vă masa serumurile și cremele favorite în piele și chiar și măștile. Cum se folosește? Se rulează evident peste cremă sau ser timp de 5 minute în fiecare zi. Bun. N-am încercat să-mi pun crema cu așa ceva, însă why not? Putem să încercăm. După cum am zis, prețul este 9,99. Mai departe, un produs la care nu mă așteptam, sinceră să fiu, este un pop socket pentru telefonul mobil pe care scrie Look Fantastic Beauty Box. Este iarăși o chestie super simpaticuță așa, e negru și cu siguranță o să-l aplic pe telefonul mobil. Și cred că ăsta a fost cadou pentru că nu îl regăsesc în produsele din cutie. Deci o să presupun că este cadoul de la Look Fantastic. Apoi, avem o cremă anti-aging cu procolagen de la Elemis. Așa arată. Spune ei că este o cremă de zi pentru înlăturarea ridurilor.
reduce apariția ridurilor și îmbunătățește fermitatea pielii și hidratarea. Se aplică în fiecare dimineață pe pielea curată și uscată. Cred că este o miniatură aceasta și să vedem și ce ne spun ei aici. La preț întreg, cred că este 30 de lire. Bun. Crema anti-aging de la Elemis utilizează concentratul de Padina pavonica, un extract marin foarte puternic pentru a completa rutina ta de îngrijire a tenului. Proprietățile sale antioxidante îmbunătățesc producția de colagen pentru a da un aspect mai bun pielii și mai sănătos. Se aplică în fiecare zi, v-am zis deja cum se face. Deci 30 de lire, varianta full size. Pretty expensive, zic eu. Mai departe, avem de la ISPA sau ESPA Natural Beauty Inner Calm, Pink Hair and Scalp Mud. Asta este ceva pentru scalp, din ce înțeleg eu aici. Spune că este un tratament intens, o mască tratament intens pentru a hidrata părul și scalpul. Deci se înțeleg că se masează, uite aici, for best results. Deci pentru cele mai bune rezultate se masează în scalp și se trece prin părul ud. Se lasă 20 de minute sau peste noapte, iar dacă preferați se poate și clăti. Pentru a mări beneficiile, utilizați-l și cu șamponul și, bine, deci asta e o mască, practic ei spun că este mai ok dacă utilizezi, evident, toată gama, șampon și balsam. Produsul spune că este o mască tratament cu minerale care îmbogățește textura părului și lasă părul moale și mătăsos, iar scalpul este hidratat. Ok, hai să vedem dacă are miros. Miroase tot așa foarte natural, foarte botanic, dacă pot să zic așa, miroase a plafar și într-adevăr înăuntru este roz. Hai să vedem ce zic ei aici. Uite, și aici arată, cred că au fost două produse diferite. Bun, se spune același lucru. Spune că produsele de la ISPA sunt făcute pentru a te ajuta să-ți reînvii textura și să-ți rehidratezi scalpul. Mud. Mud înseamnă noroi în principiu, dar presupun că se referă la mască. Masca pentru păr și scalp este un tratament bogat care lucrează în profunzime pentru a lăsa părul mătăsos și hidratat. Bun, și cam atât. Mai departe este fix ceea ce v-am spus eu. Ca preț, în cazul în care vă interesează, este 5 lire și 10. Mai departe, avem acest pătrățel de la Ilia Masca, Beyond Powder Highlighter. Ok, deci este un highlighter. Nuanța este OD15 sau Oh My God Beyond Powder. Ok, hai să vedem. Deci se înțeleg că este un iluminator. Ce-mi plac mie ambalajele astea care trebuie să te chinui ca să le desfaci. Așa arată. Eu am o chestie cu mirosul produselor cosmetice, îmi place să le miros, că unele dintre ele au parfum. Este o nuanță de șampanie, cumva, așa, nu știu cât se observă acolo, știți că pun close-up-uri, deci o să vedeți. Și ia să vedem. Îmi place că este fin și nu are genul ăla de particule foarte mari. Nu știu acum cât se vede acolo. Și nu pare foarte pigmentat. Adică este un iluminator foarte subtil, care duce așa într-o nuanță ușoară de șampanie. Nu știu exact cât se vede. Dar, din ce observ eu aici, este ușor buildable. Nu vă imaginați că o să luciți de pe lună, însă e ok. Este, din ăsta chiar nu aveam mai finuț așa. Ăsta este într-o variantă de 2 grame. Hai să vedem ce spun cei de la Look Fantastic despre el. A, bun. Ilia Masca Mini Oh My God Highlighter, care este worth 10 pounds, deci ar fi 10 lire. Și spun așa, primiți o strălucire de invidiat cu acest minunat highlighter într-o nuanță de șampanie care este perfect pentru a vă complimenta tenul. Cum se aplică? Aplicați-l, bineînțeles, uscat cu o pensulă pufoasă, știm deja cum aplicăm iluminatorul. Deci ăsta ar fi 10 lire. Bine, acum nu știu dacă ăsta sau varianta full size, nu mi-e foarte clar. Ei zic aici mini, dar o să-i credem pe cuvânt.
Într-adevăr, este o nuanță destul de subtilă și îmi place faptul că este o adăugare nouă la colecția mea de make-up. And then, următorul produs este Diego de la Palma, nuanța 80 Lip Pencil, este un creion de buze, într-o nuanță așa, un roz murdar. Cam așa arată, uite, asta este nuanța. Și ce-mi place mirosul ăsta de creion, tot n-am mai plăcut mirosul ăsta de amina de creion, indiferent că e de buze, că e de ochi, că e pitici. Așa, hai să vedem ce culoare are. Este o nuanță foarte naturală, o nuanță care duce un pic spre măvuliu, un roz măvuliu, așa, e un ton rece, dar este un ton destul de natural pentru zi de zi. Puteți să-l purtați după cum văd eu și de sine stătător, dar de asemenea și sub un ruj. Cred că e fost super ok și pare și foarte moale vârful, deci este ok. Cred că ăsta e în variantă full size, nuanța este 80, din ce înțeleg eu aici. Da, hai să vedem. Mini Lip Pencil, ok, Shade 80, Antique Pink, roz antic. Așa, acest creion de buze are un vârf precis pentru a definitiva forma buzelor voastre într-o nuanță puternică. Atunci când este blenduit pe toată suprafața buzelor, finish-ul este mat și durează ore în șir. Bun, cum se folosește știm deja. Ca preț ar fi 9 lire 32. Ok. Să vedem ce știe să facă. Nu am mai încercat brandul ăsta Diego de la Palma, dar îl avem, îl încercăm. Și apoi ultimul produs din cutie, pentru că no more, este această pensulă de la Luxie, Luxie Beauty. Eu când văd pensule sunt ca un copil mic. Îmi plac super mult. Luxie Beauty, ia să vedem noi. Și este o pensulă din asta super moale. Îmi place mult de tot. Stilul ăsta de pensulă așa foarte, foarte pufoase. Este o pensulă pentru aplicarea fardului. Este o pensulă plată pentru fard. Și îmi place și textura lor. Large Shader numărul 209 de la Luxie. Cred că mai am o pensulă de la ei. Așa, Large Shader. Ar fi 15 lire valoarea. Asta, într-adevăr, este full size. Este potrivită pentru utilizarea fardurilor atât de tip cremă cât și de tip pudră. Este din peri sintetici și este, spun ei aici, un produs de care o să te bucuri în colecția ta de pensule. Cum se folosește? Atingeți crema, fardul crema sau pudră cu pensula și apoi swipe. Treceți cu pensula de parte și de alta a pleoapei. Bineînțeles, asigurându-vă că amestecați bine fardul în pliu. Puteți de asemenea să udați pensula pentru o intensitate mai mare a fardului. Deci, normal stuff, este din peri sintetici, după cum am spus, iar prețul ar fi de 15 lire, mi se pare expensive, dar într-adevăr arată super fine și roz gold ăsta aici cu rozul ăsta se îmbină super frumos. Și da, I like it. Cum vă ziceam, cam asta a fost cu produsele de astăzi. Sper că v-au plăcut, sper că ați găsit interesantă cutia asta și mă bucur tare mult că cei de la Look Fantastic au adăugat și acel pop socket. Nu știu exact dacă, da, având în vedere că nu-l văd în broșurica asta, bănuiesc că a fost un fel de cadou. Le mulțumesc pe această cale, chiar dacă nu a fost PR package, dar nu contează, așa e frumos să mulțumești când primești un cadou. Așa că o să vă mulțumesc și vouă pentru faptul că ați fost alături de mine. Nu uitați să dați un like clipului în cazul în care v-a plăcut. Vă invit să vă și abonați canalului dacă vreți să mai vedeți clipuri de la mine pe fotografie și lifestyle. Noi ne vedem în clipul următor și nu uitați de Instagram. Vă las în descrieri contul meu de Instagram unde mă puteți urmări pentru fotografiile pe care le fac. Vă pup, să aveți un weekend minunat și ne vedem în clipul următor. Pa, pa!